Peste 2000 de spectatori au asistat sâmbătă în sala sporturilor Romeo Iamandi la meciul dintre Dinamo București și formația daneză Aalborg. După egalul din Danemarca, 28-28, Dinamo a obținut o victorie ce o menține în cursa pentru calificarea în sferturile de finală ale cupei EHF. Handbaliștii pregătiți de Eliodor Voica și Sebastian Bota au condus ostilitățile în prima repriză încheiată cu un avantaj de 5 goluri, 17-12. Repriza secundă a aparținut tot dinamoviștilor, chiar dacă Aalborg a încercat să reducă diferența. S-a terminat 28-25, iar după acest succes, Dinamo București acumulează 5 puncte și este pe locul 2 în grupa A, în spatele germanilor de la Magdeburg. Cu 8 reușite, Vrankovic a fost cel mai bun marcator al bucureștenilor. Următorul joc al albroșilor va avea loc pe teren propriu pe 20 martie, în compania spaniolilor de la Granollers. Dinamo București a cucerit în 1965 Cupa Campionilor Europeni, iar în Cupa EHF, cea mai înaltă fază a competiției, a fost atinsă în stagiunea 2003-2004, atunci când echipa din Ștefan cel Mare a fost eliminată în semifinale. Pe plan intern, câinii au câștigat 10 titluri și 6 cupe.